Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la sezonul cu numărul 3 din emisiunea dumneavoastră preferată, sau cel puțin top 8, Window Shopping, singura producție românească pe care Netflix nu a vrut să o cumpere anul ăsta. Doamne ajută la anul. După cum bine v-am obișnuit și sezonul acesta, avem două echipe, concurenți de marcă, piscine pline de ciocolată, tigri, lei, avem mobilier nou de la prietenii noștri, noi, că noi l-am cumpărat. Haideți să începem Window Shopping! Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect prin care propun ca toți salariații să primească liber în zilele lor cu nume de sfinți. De-abia aștept să văd și eu primul nou născut cu numele de Ioan, Gavril, Vasile, Ștefan, muncește omul meu două zile pe an și una e weekend. Un tânăr din județul Buzău a rămas fără baterie la telefon după ce prietena sa i-a trimis paragrafe întregi de gelozie sub forma unor texte de WhatsApp. Martorii oculari spun că bateria tânărului n-a avut nicio șansă și din păcate s-a stins pe loc. O femeie a născut în timp ce se afla la bordul unui avion spre Dubai. Nu vreau să zic să aveți mare grijă de acum înainte cu cine urcați în avion, dar chiar așa, domnule Borcea, n-ați putut să vă abțineți. O bătrână din județul Arad a fost surprinsă într-un moment de cotitură al vieții ei după ce fiul acesteia i-a făcut un cadou de anul nou. Pentru că suntem o emisiune serioasă, începând de sezonul acesta, vom avea și o rubrică specială pentru vreme. Așa că mergem la colega noastră Ignur, care se află la locul faptei. Care este peste tot, pentru că peste tot e vreme. Ignor? Da, mulțumesc, Drăcea, bună dimineața ție și invitatului tău. Foarte bun episodul. Aș da fix acum like dacă n-aș fi ocupat să vă prezint meteo. Din păcate, vremea în viitoarea perioadă este ca o bătrânică mobilizată la pat. Refuză să se schimbe. Dacă ești din Brăila și te uiți acum pe geam, o să-ți dai seama că ești din Moldova. Deci încetează atunci când vii la facultate să mai spui că ești de fapt din Muntenia. Totodată, dacă te uiți pe geam, o să-ți dai seama că e un soare cu dinți afară. Pentru asta îți recomandăm un hanorac de la porc unisex, pentru atunci când vrei să mergi la magazin, poți să-l iei tu, nevastă-ta sau cei trei copii din prima căsătorie. Soarele! Atâta timp cât stă pe cer, ține de cal la toată lumea. Să nu uitați lucrul ăsta. Dar să stați bine să vă gândiți că nici ploaia nu o să țină la infinit. Mă-ți-o cum vreți, mă, dați-vă dreptul de fraieri. În Crișana și Maramureș, deși nimeni nu știe nicio persoană născută în Crișana, dar asta e o conspirație a lumii meteorologice pe care trebuie să ducem mai departe. E prea târziu să mai dăm în spate acum. În fine, deci în Crișana și Maramureș vor fi descărcări electrice și încărcări de TikTok-uri penibile în următoarea săptămână. Atenție, vântul este la fel ca Andrew Tate. Pentru moment rămâne blocat în România. Deci pentru asta ți-ar prinde bine o șapcă, ca să nu-ți bată vântul chelia. Pe continent predomină atmosfera închisă, excepție face vestul Europei, unde e vreme numai bună de buzunărit. Dacă sunteți prin vacanță în Londra, Paris, Madrid sau Roma, aveți foarte mare grijă, vă recomandăm acest pocket pouch pe care să-l aveți la voi în cazul în care vă întâlniți cu vreun român, ar fi bine între el și cașcavalul vostru să existe un fermoar. Eu am fost Mădălin Cârje și aceasta a fost vremea. Vă mulțumim foarte mult. Nu uitați că toate produsele prezentate le puteți cumpăra de pe porcpor.com și pe mine mă puteți urmări pe Instagram. Drăcea, înapoi la emisiune! Invitatul nostru de astăzi nu mai are nevoie de absolut nicio prezentare, pentru că cel mai probabil i-ați văzut deja numele în titlu, însă aș vrea să precizez anumite lucruri despre el și nu alea importante, ci alea pe care le-am găsit eu pe Wikipedia. Precum, este din Miercurea Ciuc, a jucat în Numai Iubirea și a jucat în filmul Singura Casă varianta românească numit Ho Ho Ho. Este găsit integral pe YouTube, l-a postat un băiat, Max, acum 9 ani. În 9 ani n-a încercat nimeni să-l dea jos, are 6 milioane de vizualizări. Na. Doamnelor și domnilor, în carne și oase, Pavel Bartoș. Ăsta e cool. Mulțumesc că ai venit în primul rând. Ți-am făcut un intro foarte frumos, da? O să-l vezi acasă. Serios? Că și așa ziceai că nu te uiți la emisiuni, la asta trebuie să te uiți. Mă faci să mă obligi. Un deci, pic, măcar intro. Știi ce o să fac? Mai, eu ascult sau ăsta, podcasturile sau astea, de obicei mașina. Da. Și n-apuc niciodată să le văd până la capăt, pentru că ajung ori la destinație, ori se întâmplă ceva, ori te sună cineva. E, la asta o să trag într-o parcare cu tiriștii și o să ne uităm la emisiune. 6 minute, da. 6 minute? 6 minute. Ai atâta de vorbit despre mine. Nu, mă gândeam că atâta o să fie răbdarea. Dar că, okay. Știu că 6 minute se vorbește despre Brenciu, dar despre mine, cred că în 2 minute mamă, termin. Mamă, spoiler cu următorul invitat. Aoleu, serios. Dar ce, mergeți pe ăștia acum pe vârsta a treia? Ne-am băgat, serios, ne-am adică, băgat. Bă, coboriți și voi ăsta, standarde. Sub ăștia, sub, măcar sub ăștia, sub 30 de ani.
Suntem în discuții cu și cu Șerban Pavlu. Mă rog, vede. Serios? Aule. Mă, Șerban Pavlu măcar e înalt. Da. Înțelegi? Și un actor foarte bun. Înainte toate vreau să întreb. Stai mă, că Horia Briciu are sala Palatului, așa, vă vedeți cu ăștia bogații. Așa. Da. Așa. Bun. Înainte toate, a câta emisiune suntem pentru tine azi? Azi a doua. Nu, azi a fost mai langzam. Mâine am un tur de forță, merg din două emisiuni radio, mă duc după aia la dentist. Serios, trebuie să-mi fac periaj. Mamă, deci ai ziua plină. Serios, cred că după filmul ăsta am zis, o să fac de acum doar filme la plămâni și la dinți, jur. Pentru că e mult mai ușor să faci film la dinți și la plămâni. Și joci și rolul principal și nici nu te costă atât. Deci următorul film tocmai ne-ai zis. Da, tocmai. Un film la plămâni. În rolul principal, da. Pavel Bartoș. Dacă n-ai un nume după fațete, regia suntem doctor noi. Regia Dr. Jesus Devsero. Da. Te gândești. Nu, mâine e doar pentru periaj. Îți dai seama. M-a obligat doc, dacă nu vii, că e perioada de garanție, dacă nu îți pică dinții. Ok, acum să știi că mai avem alți oameni implicați la scris și am luat întrebări. Am crezut că mai ai alți invitați. Da, mă, îți mulțumim mult de tot că ai venit. Cam asta am fost. Înțeles, da, foarte aios ai fost. Știu că mergea un story, dar să vii dacă tot. Și avem și niște curiozități de la oameni mai ciudate, a zice. Să știi că sunt oameni care sunt curioși de ce tip de sandwich preferi. Ce tip de sandwich? Uh-huh. De mâncat. Cel mai bun. Serios, adică gândește-te că la noi în primul rând era important să ai pita. Deci după aia ce pui pe ea, orice, când ți-e foame. Mamă, dacă atunci când eram mici, știi cum e, ca să mănânci ceva dulce, pune un pic de apă pe pită și pune un pic de zahăr. Și ăla era dulcele. După aia am aflat că îi se spune desert. Da, așa că pita era de bază. Deci am aflat târziu asta, 34 de ani. Serios, că am aflat că e desert, știi? Înțelegi? Acum trebuie să te duci într-un restaurant gourmet ca să mănânci chestii dintre astea. Am înțeles. Păi asta a fost curiozitatea oamenilor. Acum să vorbim despre motivul principal. Zine despre Ramon. Știu că nu cred că te-a întrebat nimeni zilele astea absolut nimic. Chiar cred că e băi, cu drag ce vorbești. Băi, ce să vă zic, acum... Păi mă bucur pentru el că am muncit la el de mi-a ieșit, nu neapărat, știi cum se zice, că ți iese pe nas. Nu ți iese, că dacă îți place ceea ce faci, muncești. Da, n-am crezut că e chiar atât de mult de muncă. Așa, bă, cât ai muncit? De vreo 3 ani de zile, pentru că în mod normal n-ar fi trebuit să muncesc atât. Dar a venit mama măsii de pandemie, pe când am crezut că scăpăm de nu știu ce, a venit războiul din Ucraina și tot timpul, știi cum era, iarăși o luai de la capăt, iarăși lockdown, iarăși... iar toate resursele financiare de care am făcut rost au fost din surse private. Îți dai seama că când mi-au plecat ăștia din Horeca, din restaurantele, adică aveam și un restaurant care trebuia să ne ajute și a zis, Pavele, mi-au închis restaurantul, ce să-ți dau, baftă, felicitări. Am zis, perfect, vin cu sandwich-ul de acasă. Tu când îți scoți cheamă-ne că venim. Deci a fost, e mult de muncă. Dar, pe de altă parte, văzând rezultatul, zic că a meritat. Și de acum, hai să vină, nu neapărat tăvălug, dar putem să ne gândim deja la următorul. Putem sau te-ai gândit deja la următorul? Mă, îți dai seama că l-am în cap, dar acum depinde, acum să nu fiu ipocrit, depinde și de cum merge ăsta, depinde și de cum va fi primit, depinde de foarte multe lucruri, adică normal că îți dorești, normal că ai în gând ceva, normal că vrei, toți vrem. Acum, de asta am și forțat lucrurile cu acest film, pentru că am zis, bă, hai că e momentul, acum a ieșit, văd că... Știi cum e, am avut noroc, fiind singur în parcare, am fost pe locul 1, în box office, înțelegi? Adică e mamă, Ramon, nu, acum chiar vreau să le mulțumesc celor de acasă că, bă, niște zeci de mii de oameni, știi, au venit pe codurile portocalii, violete, albastre, roșii, că adevărul că veneam de la Iași, Ploiești, Brașov, eu am zis, bă, nu o să ajungem, deci nu o să ajungem în locații, erau niște viscoluri și niște, și am zis, bă, nu o să iasă lumea, și uite, culmea, până la urmă a ieșit. Deci din ce zici tu, Ramon peste Avatar, asta e ce am înțeles eu. Băi, mă pot lăuda, jur că am zis că îi fac poză la aia cu clasamentul. Să moară albăstreia, de ciudă. Și trimit lui Cameron Diaz, Doamne. Poți să-i trimit și ei, că nu știi acum. Știu că James nu mai știi. Cameron. Hai că e clar, ce bine că nu... Da, sunt Cameron Diaz, da. Ce bine că nu s-a obosit, nu. Îți dai seama că sunt între două orașe acum, între două turnee de promovare și deci îi fac și îi zic, uite, you see, Pavel is there, Cameron is there. Levels. Yes, but near to me it's Jesus. Always. That's always Jesus. Because big investor. It's directed by Jesus. And, big investor.
La ce job te-ai descurcat tu cel mai rău în viața asta? Vah! Mamă! Îți spun, în zidărie, în zidărie, în zidărie. La nu zidărie? Sunt, bă, nu sunt bun de... Nu sunt de muncă fizică. Deci nu pot să fac... Deci a trebuit să o fac aproape 2 ani de zile. Așa. După liceu am fost angajat în zidărie. Adică eram salahor, dar nu erai ca ăla care făcea, nu știu, știi, bă, era ca șeful bucătar. Tu tai ceapa, tu aia, tu duci gunoi, tu speli vasele, tu aia. Eu eram căram găleț, să mor eu. Deci eu m-am săturat de căra găleț. Cărai găleț în sus cu mortar, găleț cu ciment în jos, găleț... Bă, nu mai... Eram găletar. De fapt, i-am zis, bă, dar voi îmi spuneți că sunt în construcții, dar eu eram găletar șef, serios, deci n-am. Și atunci am zis, bă, nu, munca fizică nu-i de mine. Îi admir pe cei care pot să o facă, bravo lor, cu atât mai mult. Și am zis, nu, dar trebuie să o fac, că n-am avut ce face. Că... Care crezi că a fost cel mai penibil moment din viața ta? Dar poți să ne faci un top 30? Mamă, un top 4280. Bă, câte momente penibile. Bine, dar nu neapărat că l-ai, dar fără să-ți dai seama, trăiești o grămadă de momente penibile, înțelegi? Nu știu, acum mă gândesc la ultimul, știi, că, care a fost penibil. Că mi se întâmplă, sunt atât de bou, înțelegi, că mi se întâmplă. Sunt atât de bou, sunt atât de obosit și un pic bou, că mi se întâmplă și lucruri penibile. Și mi se întâmplă multe, nu că nu le... Odată am vrut să deschid unei doamne, ultima chestie, am vrut să-i deschid ușa și aproape că am pucnit-o peste jur, că n-am știut că ușa aia nu se trage și se împinge, înțelegi? Deci era, na, și eu am vrut doar să fac un gest, să deschid ușa unei doamne și aproape că am trimis-o la spital, na. Nu, dar bine, nu i s-a întâmplat nimic, adică. Da, ca să înțelegi. Era bine cum era, vrei să faci, acolo. Da, vrei să faci bine, știi? Sau zile trecute, nu știu ce am vrut, am vrut să ric cu un cablu, dar nu mi-am dat seama că ăla era la filmări. Nu mi-am dat seama că ăla e un cablu de important. Și nu știu, doar așa am vrut să-l iau, să-l pric. Și am închis tot. Tot. Și am zis, eu am fost, nu? Da, eu am fost. E. Adică se întâmplă, se întâmplă. Iar la România au talent, doamne. Da, acolo cumva sunt motivate, adică că nu sunt singurul pe acolo. Da, te rog să facă cineva o prostie mai să mare. Să facă mai mare, știi? Adică, da, cum să zic, la mine și astea momente penibile sunt asumate, că, mamă, suntem și suma acestor momente penibile. Las-o, dracule, că nu suntem toți perfecți ca... Tine. Nu, okay. Nu, încercam să dau un nume, dar nu, deliric, nu... Clar. Așa, nu. Deci nu suntem toți perfecți, da. Ce să zic? Uite, avem și un exercițiu de imaginație pentru tine, dacă poți să închizi un pic ochii. Aoleu, să nu adorm. Vezi să nu adorm, că la ce obosite. Hai, deci intrați, băieți. Da, că ia și... Exercițiu de imaginație. Închide ochii, da. Imaginează că te plimbi prin casă. Da. Dai de rafturi. Da. Care e primul lucru pe care trebuie să-l arunci la gunoi de acolo? Primele rafturi de care dai în casă. Ce trebuie să dispară de acolo urgent la gunoi? Bă, o grămadă de hârtiuțe. Eu nu știu, adun hârtiuțe să mor eu. Deci sunt o grămadă, nu știu de ce, dar sunt. Și după aia sunt tot felul de lucruri, chitanțe, facturi și pe care oricum nu le mai folosesc la nici. Dar eu zic, bă, le adun, nu știu de ce. Alea ar trebui să dispară. Ok, dar să știi că puteai să deschizi ochii. A, da, păi ia, nu vedeam ce dracu am zis. Da. Am crezut că, cine știe, ai adus vreo cadână, vreuna asta să mă surprindă. Și zic, avem și noi bebelușe, hai da, să vin acum așa. Să ne zici. Zic, avem și noi bebelușe, sunt zugari. Da. Nu știu, da, ce să zic. Da. Vai, câte și acum din nou, avem și noi ăsta, bebelușe. Nu, ăsta e un moment penibil. Vezi, e un alt moment penibil. Gata, știu, cred că ăsta e ultimul. Așa, ăsta e ultimul, stai un pic că n-am terminat emisiunea. Și voiam să te mai întreb, cu ce fel de oameni nu suport să lucrezi? Care nu cred în ceea ce fac eu. Ah, ok, cred că te duci pe de-asta. Cine nu crede în Dumnezeu n-are ce. Nu, nu-mi place să lucrez cu oamenii care nu cred în proiectele mele. Atâta tot. Că poate ăla crede în alt proiect, e treaba lui. Nu că n-ar fi bun sau nu știu ce. Mm-hmm. Nu pot lucra cu ăștia. Sau nu pot să... Și încep să mă înconjor de oameni care cumva, bă, cumva sunt cam din aceeași foită cu mine, din același aluat. Mm-hmm. Pentru că nu mai am timp să pierd vremea, să conving, să nu știu, nu. Și atunci încep să mă înconjor de oameni care cumva cred în mine, cred în proiectele mele, atâta tot. Ok. Asta nu înseamnă că e mai ușor, nu. E multă muncă și după. Mhm. Asta a fost prima parte a interviului. Pentru partea a doua avem ceva foarte frumos pentru tine. Aveam și un pahar. Care e deja spart. Avem un pahar, ni l-a spart cineva din producție, dar e ok, nu se repete. Așa. Uite, avem crembușii ăștia. Și aici, ce crezi tu că o să facem? Hot dog, ce dracu o să faci? Total nu aproape, dar ai jucat vreodată degete sau crembuști? Știi? Fii atent.
O să facem pe rând. Nu, da. Eu am jucat alea, știi, tu știi alea din decibal cu cuțitul. Nu facem. Deci, aia mai jucam, înțelegi? Deci, o să ne legăm la ochi pe rând cu o mască de asta de la porc și o să te ating ori cu un crem vâștor cu mâna și nu trebuie să zici. care. E alt moment penibil. Oameni buni, în loc de publicitate dăm penibilitate. Hai, și ne întoarcem după tranziția asta. Și iată, ne întorci cu marfa pe masă. Cine vrei să înceapă? Cine vrei să fie legatul la ochi? Ține, tu! Deci vrei să mă leg eu primul? Păi, nu știu, cum te simți tu? Simte-te ca acasă, știi? Ok. Așa. Degetul nu era până. Deci, oameni buni, alt moment penibil. Genul programului. Penibil. Ce mai ciudat grâmbuși. Deci mă simt așa incomod că te simt aici. Deci ești în spate acum. E crembuști. E crembuști, stai că îți mă spăl pe cap acum. Serios, nu cred. Hai mă, pe bune. Înțelegi? Deci au fost doi crembuști sau ai îndoit unul? Nu știi? Ia, eu zic că a fost crembuști. Nu, să vedem. Ia, deci. Ia să vedem. Da, și, nu, ce ia, mai bine, pune iar în ia. Cap. Astea sunt degete. Da? Da, eu așa zic. Zici? Da. Serios? 100%. E o vârstă în care simt cu totul altceva. 100%. Deci, bine, ok, așa să fie. Așa. Bun, așa, acum ne-am făcut de așa mirul lumii, bun. Așa. Next on Dallas. Ha. Încă una mai trebuie să-ți fac. Hai. Deci asta a fost prima, nu? Hai să zicem că nu. Băi, știu, dar zicem a câștigat. Nu, mă uit și eu la episod când apare. Am înțeles, bun. Și cum era pe bremea noastră? Mai ales că e exact dimensiunea unde ar putea să. Deci ia. Îl pui pe față? Nu. Dar ca să vedem dacă îți dai seama. E deget? Mă gândesc și la varianta în care ți-ai muiat degetul un pic în aia și acum mi-ai dat să respir. Tu spune, e deget sau e crembuș? Miroase a crembuș, dar poate e deget. O să zic că e... Deci, ce e? E deget, că nu miroase așa puternic, nu știu. Serios? Deci, pentru ultima oară te întreb. Crembuș. Bun, așa. Și mâna deși mai pus să țină. Nu știu, dar dai bine. O să-ți dau resturile de la crembuș. Nu, ăștia sunt, așa. Eu am și eu una așa. Deci dacă vrei să-i duci. Deci ăsta a fost doi. Da. Și acum trei. Mai trebuie să ții mâna așa sau? Da, dacă, nu, acum trebuie să ții, uite așa, amândouă așa. Și-mi dai cu el în urechi, nu? Nu. Da, pare că nu ți-ai băgat degetul acolo. Da, nu, că e ok. Nu, dacă să miroși și tu bine, știi? Nu e ca și cum voiam să mai porți sau ceva. Tu pune liniștit acolo. Da, sunt crembuși. Serios? Și acum mâna tăiată, știi? Ți-am zis că nu. Bun. Da, la joc. Deci ăsta trei. Bun, așa, gata. Da. Gata. Cred că sunt crembuști. Da? Da. E sigur? Sunt 100%. Ai nimerit-o, a treia ai nimerit-o. Hai. Yeah. Mulțumesc mult de tot. Da. Oh, Doamne. Da. Băi, m-am distrat foarte tare. Sigur, ți-au dat și lacrimile. Chiar mi-ai pus crembuști aici? Nu, Doamne, prește, ți-am spus, era degetul. Vezi că ăla era singur. Ai mai pus pe undeva? Nu, n-am pus. De care să știu? N-am pus, mă, nicăieri. Cum minte? Să pun? Cum să mai pun unde? Am pus unul singur. Așa, câți erau? 4? Ai mai pus unul undeva, dar nu știu unde l-ai mai pus. Nu, n-am pus. E ok, știi ce? O să-l țin pe mine. Gata, l-am găsit. Zic că o să miroși frumos, acum te duci. Zic ce succes o să ai. Direct în club te duci. De-abia aștept să mă întâlnesc în lift cu cineva în momentul de față. Bun, vrei să-ți fac și eu trei încercări acum? Mamă, da, asta e. Acum mi le-am asumat.
Doar tu să fii, doar eu să fiu penibil, fii și tu. Nu, nu. Hai să vedem. Hai. Mă ridic în picioare sau? Nu, nu, stai foarte bine acolo. Ideea e că la cum ești tu, uite așa. Să fiu sigur. Ia. Deget. Dar numai cu deget sau crevuște ai voie? Da, da? Mă rog, bine. Tu așa aveai voie. A, tu așa aveai, a, deci tu faci și cu altceva. Nu, nu poți fi atât de fragil. E crevuști. Nu, așa mi-o pielea. Da. Acum miroși ai crevuști. Așa, ia și. Și o ultimă. Ia. Ultimă încercare. Stai să mă gândesc bine. Hai să vedem cum ești prin haine. Prin haine? Deget. Da, foarte bine. Bravo. Nu poate fi atât de tare crevuștiu. Așa. Pot, gata. Am nimerit-o? Nu. Nu, n-am nimerit-o la niciunul. Chiar nu zice nimic, îți arătăm când apare emisiunea. A, deci momentul penibil va fi atunci, nu acum. Mamă, ce hal miros a crembuște. Mi s-a făcut mie rău cum am așezat. Acum am miros natural. Băi, eu zic că a fost o încercare reușită. Cum te-ai distrat asta cu crembuște? Mai facem sau? Ideea e că tu încă nu ți-ai dat seama, dar mai ai un crembuște. Cred că și eu, cred că mai e unul prin ceafă undeva. O să ajung acasă să fac duș și să miroase grătar. La tine bucățele de mătrață sunt așa, sunt bucăți de crembuște. Avem pentru tine niște poze. Ia, luate pe nașpa de la apropiați. Cum mă distrează, din surse apropiate cuplului. Cred că probabil știi, dar nu știu, dacă asta poate zice în cine te-a trădat. Ia. Vrei să mergem cu prima? Ia, hai să vedem. Unde mă uit? Acolo, că avem buget mare. Aici eram visul. Uite, aici eram Brad Pitt, varianta... de călăraș. Da, nu, după două luni, cum e? După două luni vasului. Da. Nu, aici eram într-un serial Îngerașii. Cred că asta de la Fodoroi. Să nu spui, eu cred că e de la Fodor asta. Sau de pe net. Da, mamă, înțelegi? Că el era. De el, la atunci Răzvan Fodor, ne certam care e mai sexy atunci, înțelegi? Dintre el tine era, și Fodor? Da, eu eram Brad Pitt, el era Robert Downey Jr. Știi? Mm. Eu zic înțelegi? Că timpul bine, arăta. El era și Johnny de P. Da. Înțelegi? El era mai multe și e în continuare. Nu, eu zic așa. Că timpul a arătat. De unde făceai tu rost de haine pe vremea aia așa? Nu astea date de la oamenii de la televizor? M-am îmbrăcat din second hand. Mult. La un moment dat știu că când am renunțat să mă mai îmbrac de la second hand, a fost când lumea zicea, domnul Bartol, dar dumneavoastră... Și atunci am zis, bine, hai să-mi iau și eu, cum să zic eu, vorba aia, să-mi iau haine de firmă, dar de la prima sursă, știi? Înțelegi? Și atunci am intrat într-un obor. Înțeleg, și te-ai luat atunci alea. Da, acolo era, știi, am zis, tată. Am fost și în ala, în chinezesc, cu Dorali. Adică am mars-o numai pe dintre astea, pe, cum să zic eu, opulență. Că eram așa, am zis, ia, am 2 milioane, ce iau? Uite așa veneam cu baxuri. Am 80 de lei, vreau să-mi bag joc de ei. Da, să și mănânc. Înțelegi, adică. Nu, mult timp m-am îmbrăcat de la second hand. Eu zisem serial, nu second hand, am crezut că ziceam de unde ți-ai mai luat haine afară nu, de alea. Nu, noroc că mai rămânea, că era și asta mișto, că mai rămânea un tricou de la serial, nu? Mai rămânea un nu știu ce, nu știu și cum. Și nu zicea nimeni nimic. Nu că nu ziceai, dar îl purtai atâta că la săracul nu mai avea cui să-l dea. Adică zicea, băi, Pavel, ia la casă, că e ca și al tău, știi? Adică tu crezi că acum sacoul ăsta, după ce a fost crembuștat în asemenea hal, o să-l mai ia cineva? Nu, că eticheta oare pe spate, nu cred că ai tăiat-o când mi-ai fost crembuște. Am eticheta la spate, în continuare. Da. Și mirinoasa lavandă. Lavandă de porc. Hai să mergem cu următoarea pozică. Asta. Aici eram, cred că 16-17 ani aveam. Eram fan Top Gun. Mamă, deci eram Tom Cruise, era și știu că asta era o geacă. Doamne, am luat-o, era o geacă a tatălui meu și am luat-o, dar era imitație de piele, pentru că când am început să-i cos emblemele, tot picau așa, știi, înțelegi? Bucăți din. Și atunci am zis, uite, trebuie să mai lipesc o emblemă, trebuie să mai nu știu ce, adică eram, și am purtat geaca aia săraca, uite că avem și tricou, da, aveam, eram bogat. Ce însemna pentru tine om îmbrăcat cool atunci? Cum arăta cel mai cool băiat? Bă, în primul rând ăla care avea atunci Adidas Puma. Adică avea ghete de, știi, vorba aia, Basket Puma. Eu amintesc că primii Puma
pe vremea aia mi-am cumpărat, pentru că i-a purtat unul vreo 6 lungi de 6 și i-am cumpărat de la ăla. Mamă, deci era și după aia știi cum îi purtai, deci făceai așa, ți ridicai alea și uite așa mergeai. Și dacă mai aveai și un, cum să zic eu, un training Sergio Tacchini, mamă, cum erai? Rupeai. Bă, deci erai visul, aia era fiță, știi? Deci, da, acum ce e, știi? Tot se îmbracă în Balenciaga și în toate astea, știi? Deci Sergio Tacchini și Puma rupeai. Deci ăla era, dar Puma era de bază, deci să ai Puma... Na. Îți spun, la un moment dat am avut o chestie dintre aia Puma, atât am ținut la ei că știu că s-au rupt, cum se cheamă? Talpa. Și la un moment dat ce să fac? Am zis, mamă, nu mai aveam clay, nu aveam ăsta, am lipit cu aracet, dar cu aracet s-a dezlipit. Și știu că am bătut în cuie. Nu cred, ba, da. Ai bătut Adidas și în cuie. Dar mamă, și erau, dar am făcut frumos, am tăiat dintre asta, o chestie dintre asta de jos, era o chestie neagră și am zis că așa erau. I-am dat la șmirghel să vad, să fie frumos, știi? Și știu că am ajuns la un fotbal și eram pe un teren dintre ăsta de asfalt. Înțelegi? Și am dat un șut, mamă, gol, dar ăia se mirau de ce mi-e scântei din pic. din cum să zic eu, din pământ. Și am zis, bă, așa sunt eu, mamă. Deci, și la fiecare da, poate să spărgeai mingea. Înțelegi? Deci era... Pf, și nu știu, bă, da, ți-i scântei, mă, când șutezi, când aluneci, când... Am zis, așa sunt... Mă știți, să merge cu următoarea. Vin băiet păduri cu trei eram și mă culcam ades pe unde apucam. Mamă, deci astea... Mm. Aici eram un fel de Obelix. Da, păi eram, chiar el? Da, eram... Cred că era sărbătoarea saltimbancilor pe la Timișoara, când eram actor la Timișoara. Mm-hmm. Dar serios, de unde aveți? Bă, eu nici nu le mai am astea. Și eram, cum să zic eu... Da, atunci era. Da, și ne distram. Trei zile erai ce vrei să fii. Mm. Și eu am fost ăsta. Era foarte mișto. Bă, dacă vrei, noi putem să-ți facem o ofertă pentru poze și ți le trimitem. Da? Perfect, am înțeles. Nu le am eu, le aveți voi. Bă, mi se pare la 50 de euro poza chiar e mai așa păcat, este. Păcat să nu le vrei. Mamă, e ca și aia, că dacă făceam doar, dacă luam doar 50 de bani pe fiecare poză făcută cu lumea, acum cumpăram sacul tău. Nu, luai două. Ăla e inestimabil. Da. Cum te îmbraci tu când nu vrei să te recunoască lumea? Presupun că mai ești mascat așa pe stradă la cumpărături sau ceva. A, da. Dacă nu vreau și nu vreau, îmi pun șapcă, căciulă, cum să zic eu, glugă. Nu, de obicei cu glugă merge mai bine. La șapcă se... Unul dacă te-a recunoscut, te-ai de ajuns. Și ce mai zici? Și nu, nu. Că o poză doar cu mine. Haideți, domnul Bartoș, imediat o faci. Te-o, Pavel Bartoș. Deci, sau când stai la masă, știi? Zice, nu vreau să vă deranjez, dar doar o poză cu mine. Și imediat dacă te-a deranjat, zice, dacă v-a deranjat, domnul, acum faceți și cu... Că cel mai tare era la filmări la Ramona, asta era, filmam în gara. Aia a fost o locație groaznică. Uh-huh. Gara, de ce? Pentru că gara nu controlai deloc. Da. Adică puneai 20 de figuranți în jurul tău ca să măcar să se uite, să facă ce vrei tu. N-am mai se nimerea câte un și îi rugam pe toți. Știi cum e? Începeai și acțiune, pac, și vedeai pe câte un telefonul. Domnul Bartoș! Și ziceam, bă, rog frumos, puteți să ziceți domnul Bar sau nu știu ce, că o tăiam noi din, cum se, din sunet. Dar măcar nu mai scoateți telefonul să filmați, că nu era vedetă Ramon ca să-l filmez. Dar era, și încă o dată, și acțiune, pa, camera, nu știu ce. Domnul Bartoș, vă rog, sunt de la Vrancea, pleacă trenul acum. Și... Deci aia erau cele mai tari. Zic, hai, mamă. Și din cauza asta, încă o dată și, na. Ai refuzat vreodată vreo poză? Băi, s-ar putea de-a lungul vieții să refuz una, două. Dar de obicei sunt pe principiu, cum să zic eu, dacă vrei să nu faci poze, atunci nu faci poze. Adică te duci în locații în care să nu faci poze. Sau, efectiv. Dar dacă vine la tine, știi, omul ăla te vede doar atunci și acolo. Și mai ales copiii nu poți să-i refuzi. Copiii, știu, eu am fost dezamăgit când eram tânăr, că am stat, cred că am stat, nu știu, 10 minute la ușa unei actrițe, unei cântărețe. Și când am ajuns eu acolo, gata, nu mai pot. Mama, am fost atât de dezamăgit. Mamă, ce dezamăgit am fost. Groaznic am fost. Mamă, de dezamăgit. Așa iurea Arsoandra, nu vine să... Nu, era... Mamă, și am fost atât și am zis, bă, dacă voi fi eu vreodată, știi, Horia Brenciu, înțelegi? Atunci am zis, bă, trebuie să fiu, cum să zic eu, n-am să refuz pe nimeni. Mă, e greu. Când sunt cu copiii, chiar îi mai rog și eu, bă, sunt cu copilul meu, lasă-mă și pe mine să... Și mai înțeleg, da, na. Bun, am terminat cu pozele. Noi am întrebat oamenii, mă rog, colegul nostru a întrebat oamenii ce păreau despre interzicerea sexului în cadă la bloc.
Că știi că vine Valentine's, tot episodul ăsta e postat acum de Valentine's Day. Azi e 14 februarie. Interzisul sexului în cadă. La doar bloc. Celor care stau la bloc. E ordonanță de urgență, da, știu, știu, da. Ce părere ai de asta înainte să vedem ce au zis oamenii? Poftim? Ce părere ai? Băi, o părere, cum să zic eu, deci... Hai să o luăm așa. Ai luat ca și cum, cum să zic eu, Moș Crăciun n-ar mai veni cu jucării, înțelegi? Deci de-aia e cadă. Da, că, da. Doamne. Să cadă la întârzia sexului. Bine, că, e adevărat că pot să și cadă unii din cadă. Înțelegi? Și atunci e bine că... Deci, deci merge, ai votat? În favoare, adică cum, mamă, deci nu. Cada e pentru, cum să zic eu, soția acolo să fie curată, n-are rost, știi cum, acolo să stea. E ca bibelou, ca, nu știu, pe vremea se mai țineau alea bibelourile sau goblenul sau ce era la... Peștele. Pe, nu, peștele și ăla sau aia pe televizor. Era mileu, așa, ăla. Deci, și cada e să stea acolo. Nu, la ce să o folosești? Mhm. Am înțeles. Deci nu stai la bloc. E ce poftim? Păi nu, de ce? Că la casă, chiar dacă și la casă ai cadă. Nu, eu sunt fan cadă. A, deci cadă peste tot. Mie îmi place cada, la mine trebuie să fie cadă peste tot. Da, pentru că vin seara acasă și vreau să stau în cadă, întins în apă fierbinte. Așa că cada de mine, eu cred că mă mut din România. Deci dacă se interzice asta, eu mă mut din România. Am înțeles, ok. Deci cadă pentru toată lumea. Hai să vedem ce au zis oamenii. Ia. Hai că sunt, ia. Salutare, mă vedeți? Nu, pentru că eram după un stâlp. Alex de la Porc Porc, interviuri stradale și încercăm să strângem semnături pentru că e ok să n-ai prietenă de Valentine's Day. Nobody, mă. Salut, strângem semnături pentru o cauză nobilă, dacă e ok să n-ai... Nu? Ok. Bună ziua, de la Top G Media. Vrem să... O sănătate. Salut, ce părere ai? Scuze eu. Bună ziua, puteți să lăsați geamul mai jos? Strângem semn... Sănătate, la revedere. Salut, m-ai ajuns cu o semnătură pentru o cauză nobilă? E ok să n-ai prietenă de Valentine's Day? Asta e, strângem 200.000 de semnături ca să facem lege. Asta e ok să n-ai prietenă de Valentine's Day? De aici, frate. Ia tata. N-ai prietenă, nu? Da, gagică. Nu. Bun. Cu ce te ocupi? Cu mai multe. Ok. Mai avem încă o chestie, dacă tot ești la semnat. Luați mâinile de pe Fulgi. Foarte multe televiziuni care profită de starea mentală a lui Fulgi acum. Ce părere ai? Fulgi e mort pentru mine. Salut! De la Porc TV. Strângem semnături pentru o cauză nobilă. Nu mai ai voie să faci sex în cadă dacă stai la bloc. Hai că asta e bună. Ești ok? Nu sunt ok. No. Ok, bine. Mersi mult. Prețul Bitcoinului să rămână peste 20.000 de dolari mereu. Cum vi se pare? Eat the rich. Aveți investiții? Nu. Nu investesc în așa ceva. Mi se pare o porcărie. Fuck Elon Musk. Strângem semnături pentru o cauză nobilă. Nu e ok să mai faci sex în cadă dacă stai la bloc. Nu e și problema ta? Nu e problema tuturor? Nu. I don't give a fuck. Salut! Porc TV, după cum vezi, suntem în magazinul Porc. Strângem semnături pentru o cauză nobilă, dacă ai fi de acord să semnezi. E ok să n-ai prietenă de Valentine's Day? Da, ok. Tu ai prietenă? Nu. Ah, ok. Deci de Valentine's Day, ok. Poți să te sun? Salut! Porc TV, pot să vă pun o simplă întrebare? Strângem semnături pentru o cauză nobilă. Nu e ok să faci sex în cadă dacă stai la bloc. Ce părere ai? Sunt de acord. Ai vecini gălăgioși ca și mine? Stau la casă. Ah. Norocoși. Salut! Speak Romanian? We're trying to get some signatures so we stop the Bitcoin from going under 20K. What's your opinion? I don't understand. Salut, băieți! Sunt Drăcea de la Porc TV. Avem o întrebare pentru voi. Să fie ok să n-ai prietenă de Valentine's Day? Da, este foarte ok să n-ai prietenă de Valentine's Day. Mă recunosc. Ai strânge semnături pentru așa ceva? Da. De mâine ești în echipa Porc? Da. Merci. You don't have Bitcoin? No. Do you know what Bitcoin is? No. Perfect. You're a lucky man. Stați la bloc? No. Faceți sex în cadă? No. Foarte bine. Țineți-o tot așa. O zi plăcută. E ok sau nu e ok? Nu e ok. Am și eu niște vecini gălăgioși. Aveți și voi? Și încă cum? Tot se aude din Baia, efectiv, mai ales pe coloană, tot. De la etajul 4 i-au tot, până la etajul 10. Nu există așa ceva. Salut. Par curios.
What? Oh, you're not Romanian? No. Oh, sorry. We're looking. Hello, my friend. How are you? Where are you? Where are you from? We're from Israel, my friend. Nice. In vacation, casino, or just staying here? We come to travel. Come to travel to see Bucharest. No casino. No casino. Salut. Mă recunoști de la TV, sunt Bogdan Drăcea. Strângem semnături pentru o cauză. Mă știi, nu? Dacă e ok, să n-ai prietena de Valentine's Day. A, e ok, da. E super ok, nu? Da. Asta zic și eu. Mersi mult. Atâta. Nici nu semnăm, semnăm cu degetul. Have you seen this store? No, I don't know this store, my friend. It's translation. I don't think it's good for you, but it's pig. Știi cine e Andrew Tate? Da. Ce părere ai de faptul că l-am băgat în pușcărie noi românii? Bună. Nice. Baftă la școală. What do you think about Valentine's Day? Is it okay to not have a girlfriend? My friend, have a nice day. Oh, that's all you know. Okay, yeah. Good. Have a nice day. Și că care-s primele cuvinte pe care le înveți când vii în România? Have a nice day. Have problema a nice day. Nici noi nu știam că așa e filmuleț. Am crezut că s-a ținut pe subiect, dar pare că a avut el niște întrebări pe parcurs. Băi, dar adevărul e că eu îl înțeleg pe el de ce militează pentru chestia asta, să nu faci sex în cadă. Înțelegi? Pe el înțelegi. Pe el îl înțeleg. Pentru că el și acum, când se duce și face duș, face în geacă. Deci exact cum e îmbrăcat. Și îți dai seama, nu mai are nimeni loc pe lângă. Aoleu. Așa. Deci... Da, a avut multe întrebări și, bă... Cinstit, nu? Da, cinstit. Bă, dar e ce credeau oamenii aia. Da, e ok să n-ai prietenă. Da, adevărul e că acum e ok, că nu-i musai, nu e obligatoriu să ai. De 14 februarie e chiar bine financiar să n-ai prieten. E, nu, urmează o lună groaznică. Da, deci începând 14, 24, că e Dragobetele, 1 martie, 8 martie. Deci nu știu, e ideal să fugi din țară o lună de zile, să ai proiect. Ok, mai avem acum... Eu uite, acum sunt în turneu cu Ramon, sunt la Oradea pe 14, special, pe 14 și voi fi numai în turneu, înțelegi? Până în septembrie, da. Nu? Până de Crăciun, după Crăciun, după că Crăciun. Mai sunt și cadourile de Crăciun. Vedem pe 30, familie. Da, da, da. Doamne. Mai avem o ultimă rubrică pentru tine care se numește Viața bate filmul. Și pentru că, na, încep să meargă românii ce în ce mai mult la teatru, cum promovezi și tu acum, vrei noi la Windows Shopping să facem o actorie mai, ia, mai de sărăcie. Veniți la Teatru Odeon, ia, hai. Avem pentru tine un filmuleț. Ia. Este o scenă din filmul Balanța. Cu Răzvan Vasilescu, mai Morgenstern și... 92. Știi, bun film, unul dintre cele mai bune filme. Exact. O să ne uităm la o secvență scurtă din filmul ăla și după aia o să trească să o reproducem, deci trebuie să fii super atent. Avem și butaforie și tot, deci după tranziția... Știi că s-a interzis sexul în cadă. Da? Păi... Deci se închide ultima rubrică. Da. Hai să vedem. Bun. Secvența. Ia. Trebuie să fii foarte atent, să o ții minte. Ia. Că nu ți-am zis ce rol joci. Sigur asistenta. Eram sigur. Celebra. Ascultă, fără ajut ordinară, tu intri aici ca la tine acasă? După ce te-au făcut poștă pe golanii din oraș, ai tăbărât și pe iubitul meu? Cu mine vorbești? Dar cu cine dragă? Știi ce? Să scute un șuțul până în stradă acum. Ia încearcă. Udu, scorb! Suzy! Da, domn doctor. Bă, dacă te legi de fata asta, mor de mâna mea, ai înțeles? Da, domn doctor. Te calc în picioare și zbor din spital pentru totdeauna. Cu mine nu-ți merge. Nu înțeles, domn doctor. Așa. La noapte operez, poți să mă ajuți? Da, domn doctor. Să fii aici la ora 1. Hai, du-te. Suzy! Nu pe acolo, dragă, pe dincolo. Ce bună e secvența, o știu pe de rost secvența. Răzvan Vasilescu, Magda Catone și Maia Morgenstern. Mamă, ce actori mari. Păi mă bucur că o știi pe de rost. O știu pentru că, așa, pentru eu că... ce, joc frigiderul? Nu. Ce joc? Da. Să mor eu, adică... Trebuie să te deschid eu la un moment dat. Da. Păi nu, și eu zic, nu pe mine, pe cealaltă. Înțelegi? Tu o să joci rolul domnului doctor și o să fiu asistenta, dar ne întoarcem după tranziția asta direct butaforizați. Bun, deci suntem la lecții de actorie 1, modul 1 cu Pavel Bartos. Trebuie să crezi, trebuie să crezi, trebuie să crezi. Ai o căciulă urâtă. Nu, mai. Dar zic de el sau de cum era? Noi trebuie să reproducem știu, scena. Știu, dar tu trebuie să zici lui, spune-i, ai o căciulă, te îmbraci aiurea, te îmbraci. Băi, ai înțeles? Ești un nenorocit, că eu sunt... Ce băi, scuze. Vreau să fii credibil. Ia, dacă nu pot să dacă tot joci rolul Magdei Catone. Ok. Ia, și hai. Deci ești super nașpa, te îmbra super urât. Ai cercel. Fii mai dur. Sunt mai dur. Ia uite, du-te nu. Și aruncă-i căciula. Uite ce e căciula nu. De pe cap. Du-te. De ce fumezi?
De ce fumezi? Nu știi cât de rău este pentru sănătatea ta să fumezi? Dă filtru! Dă filtru să mă iei! Ce faci, lăple, taso? Cu mine. Nu te uiți la tine. Morți, mă, ții de curvă. Asistentă, te-ai făcut să scade flocii la ăștia în operație. Deci eu sunt de gardă, doctorul doarme, n-are ce... Păi asta e scenă de ăsta, dar nici nu trebuie să intervin. Că uite, te-a făcut aia din cuvinte, da. Știi? Mă trezești când avem vreo operație dintre astea, bă. Dacă avem vreo operație pe corp sau nu știu ce. Reprodusă unul la unul, băie, ce mare deci, în primul rând, da. Trebuie să mimăm. Dacă nu ăsta, palmele. Deci, mamă, palmele. Și m-am deci, fiete, știu. Deci, da. Palmele. Când zic, la. Ai zis să pun pentru stânga și pentru deci, dreapta. Că-i ce? Sunt pregătit de ambele. Ce faci? Pa, 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 pa. Nenorocito! Nu! A, ești bărbat! Ești afară! Nu mai vii cu mine în operație! Am înțeles. Eu zic că nu mai ai altceva. Pare că ai ieșit bine. Da. Deci ești balanța. Tu mai bine jucai pe... Na. Da, eu eram mai, eu mai pe calm. Să mă vreau, pe... să, vreau să intru pe... Na, na, na. Chiar, tu chiar vrei să bați de Niro. Dați-mi actor. Data viitoare aduceți-mi. Aduceți-mi pe De Niro. O să încerc să... Eu pe Iureș, pe ăștia. Adică... Dați-mi actori, voi munților. Hai. Dar măcar ai învățat palma. Ia, da. Și fii atent, ca să vezi. După aceea zic că i-a dat o palmă lui Pavel. Da. Ia, și, da. Și. Deci așa. Dar nu, puneți-o aici, uite aici. 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 Deci aici, aici. Nu, dar fii atent, noi vorbim, okay. Noi vorbim. Da. Și doar în ultima clipă. Vorbim și băi, băi. Așa, pac, ai văzut. Am înțeles. Și acum uite, dă, uite mie. Că, știi, ca să vorbește, ia, fii. Da, bă, știi care e faza? Nici palmă nu știe. Mă, nici palmă mi-era, nu știe. Mi-era să nu aproximez eu greșit. De cred că pentru ăștia ca tine se mai interzice sexul în cadă. Cu palme. Că n-ai voie să dai palme în cadă, știe toată lumea. Ai ieșit bine pe actorie. Cum ai ieșit bă? Pe dracu. Poți să, în următorul film poți să vin și eu? Doamne ferește. Nu, să mă uit, zic. Nu, nu, ideea este că știi cum era? Bă, poți să vii, că avem acolo, avem multe secvențe dintre astea în care trebuie să se arunce de la etajul 10. Să, a, să, vin. Să fie împușcat, să fie loviți. Acolo, că am văzut, la palme la ești palme ok. Ai văzut, adică mine. Palmele le iei. Mă, ideea este că ce al tău e pus deoparte. Dar unde da. Dracu nu se știe. Mai avem... Eu am început emisiunea cu un om normal și termin cu roșcată. Cu roșcată. E prima oară când termin cu roșcată? Ed Sheeran. Măi, astăzi, pe ziua de astăzi, na. Ed Sheeran după 3 luni în vas lui. Da. Mai avem pentru tine o ultimă chestie. Serios? Și anume un giveaway. Mai... Da? A, da, să, adică să nu fie să și pleci cu ceva, să dar stai că nu știm dacă copii pleci. Acasă. Așa, eu spun o întrebare. Dacă ai ghici răspunsul, ai luat direct premiu și nu ne mai vedem. Așa. Dacă nu, am 3 provocări pentru tine și trebuie să alegi una. Ca să iei totuși premiu. Cum au tradus moldovenii din Republică titlul filmului Star Wars? Ai 3 șanse. Ăsta, Gâlceavă în cer. Star cum Wars? Gâlceavă în cer. Le știu de aia și pe litură crânșenă, le știu pe toate. Eu le-am inventat. Deci tu ai, deci ai câștigat. Incredibil. Nu pot să cred în ce țară trăi. Acum vrei să, hai că vă din nou și joc surpriza. Și mă zic, nu știu. Ia, spune, mai întreabă încă o dată. Vrei să întreb din nou? Să faci, vrei să faci o provocare de dragul lumii? Nu, hai să vedem, mai întreabă încă o dată. Ia, și, ia. Ok. Cum au tradus moldovenii din Republică titlul filmului Star Wars? Ramon. Din 3 februarie în cinematograf. Foarte aproape, dar nu. Hai că îți dau și niște provocări atunci, dacă tot... Ia, acum dacă sunt pe gratis. Spune, da. Ia. Vrei să zic ce ai câștigat? Păi normal că am câștigat, ai deja pus deoparte. Ia fii atent. Am câștigat experiență. Am pentru tine un voucher de 2000 de ron de la porc. Așa. Bun. Săracu, a venit ca să filmeze exact acest moment. Și exact acest moment nu l-a filmat. Ce tare a fost! Aline, ești beton. Uite, vreau încă o dată să mi-l... Hai să mai facem o dată. Nu de-aia, dar ăsta o să-l dăm fanilor lui Ramon. Înțelegi? Haide, că și... mai, hai. Ia, hai și... Deci mi-l dai, ia să vedem. Și 3, 2, 1 și... Așa, și... Ia, ce am câștigat? Ia un să vedem. Un voucher de 2000 de ron de la porc, dar acum trebuie să-ți dăm și o provocare. Dacă... Perfect, și-ți da, uite. Și-ți dau să alegi. Da, imediat, ăsta o să-l dau...
celor care vin la Ramon și cumpără bilet. O să vă dau acest voucher, o să câștigați acest voucher de la porc. Toți cei 200 de oameni care vin la un film? Poftim? Nu. Păi până acum au fost câțiva zeci de mii. Deci, păi nu, că ți-n cap într-o sală, mă gândesc. Păi... Măi, ți-am spus că Ramon e în box office, e pe numărul 1, a bătut Avatarul. Ți-am spus că i-am trimis poză lui James Cameron. Înțelegi? Și lui Cameron, da. Yes. Deci... bun, mulțumesc, așa că acest voucher merge către cineva care către voi. Cumpă, către voi cei care veniți la filmul Ramon și vă cumpărați bilet. Fii vedem atent. Noi regulamentul pe Ramon Film. Fii atent ce provocare avem pentru tine. Prima spune exact așa. Îl suni pe Smiley și îi zici că vor să te bage pe tine în locul lui Teoros, să stați amândoi pe scaun. Așa. Și pe aia s-o dea afară și tu trebuie să-i ceri lui Smiley niște sfaturi cum ar trebui să-i zici tu lui Teo toată chestia asta fără să se supere. Cine îți face provocările astea? Echipa noastră de marketing e mare de tot. Foarte bun, foarte bun. Da. Spune-le să... Da, e ok. Da, stai că n-ai auzit-o pe a doua. Ia, ia. Ne spui salariul tot de la ProTV. E cu un leu mai puțin decât al lui Andreea Isca. Așa? Sau faci un live pe Insta în care spui că filmul Ramon este de fapt furat după o producție bulgărească și în cazul în care pățești ceva și nu mai aude nimeni de tine să știe oamenii că bulgarii îți devină. Deci Smiley, salariu sau live-ul pe Instagram? Nu, că la salariu vei fi dezamăgit. Înțelegi? Și după aia vei fi complexat. Vei fi nu știu ce. Nu, nu, n-are rost n-are acum. Deci n-are, doi pică. Ești la început de drum. Crezi și tu e un păcat, lucru da, crede da. Și tu în magie. Așa. Așa. Mă, încerc asta cu Smiley. Ia, hai să măcar de ăsta. Că aia pui... cu Ramon, nu știu, că nimeni nu crede, știi, că Ramon poate fi bulgar. Oricum nimeni nu crede că Ramon e român. Înțelegi că toată lumea mi-a zis că ba, a venit Jesus del Cerro și sigur te-a pus el să fii Ramon. Și am zis, pentru cei care vor veni la film o să vadă de ce îl cheamă Ramon, că Ramon e mai român decât toți ceilalți. Mm-hmm. Ia. Să-l hai pui să-l și chem. Pe speaker și să-l întreb sincer, ce se face deci. Ardea? Hai să vedem dacă ți-e prieten. Ia. Hai să vedem. Ia să vedem. Da, 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 exact. Ia. Serios. Call Smiley. Ai acceptat mesajul vocal Orange. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Vezi ce înseamnă să ai copil mic? Da. Smiley. Uite că eu duc provocarea. Nu știu dacă o să asculți în mileniu ăsta cum se cheamă acest mesaj, pentru că oricum cred că încă mai vreo 5.000. Băi, fii atent, e o chestie aiurea nasoală. Mă rog, așa au hotărât ăștia de la TV. Cum să zic, eu o scot pe Teo Ros din juriu și fac trebuie să fac ca un dublu cu mine. Și tare și moale, și tare și moale, da. Deci ce sfat mi-ai da? Sau era invers, eu să făceam ca un dublu cu Teo. Nu, tu trebuia în primul rând să nu zici de noi, să zici, să fii păi super sincer. Păi TV. Da, păi da, nu trebuia să zici de noi. Oricum nu o să ascult. Bine, nu o să ascult. Dar pentru un cal, fii atent, când dacă asculti acest mesaj, să știi că eu te-am iubit. Asta e. Înseamnă că nu mai sunt pe lumea asta. Ăsta Smiley nu o să asculte niciodată. Asta a fost și provocarea, ai luat premiul super cinstit. Îți mulțumim din suflet că ai venit. Cum te-ai simțit? Măi, m-am simțit foarte, m-am simțit relaxat. Uite, plec mai bogat acasă. Știi cum e. Chiar mă bucur, pentru asta chiar mă bucur. Ăsta vrei să-l păstrezi tu sau să-l dai oamenilor noștri de la porc? O să-l dau celor care vin la filmul Ramon. Chiar am să-l ofer. Uite, un fel de giveaway. Oameni buni, primiți, veniți, cumpărați-vă bilete la Ramon. Așa, așa? Ce ziceai? Așa. Așa și nu o să pățiți asta. Bă, și câștigați acest giveaway. Dar taie-mi că cineva a spart un reflector. Deci eu acum mă zic ca la România au talent. Ori s-a spart o plasmă, ori s-a... Important e că acest giveaway rămâne. A început războiul stelelor. Ramon. Nici la Ramon nu se întâmplă asta. E foarte sigur mediul de lucru aici. Da, e sigur, e sigur. E super sigur. Sper că ai cerut salariu mare. Nu, ce... Dar ce, că nu ia nimeni bani aici? Noi avem niște, toți niște datorii. A, toți primiți vouchere. Toți primim vouchere. Suntem îmbrăcați de la porc tot din cap până în picioare. Ce? Că băi, deci abia aștept să vină voucherul de luna viitoare. La mine și la mama e la țară, dacă o vezi, e porc full din cap până în picioare. E ceva ce voiai să te întrebi și nu te-am întrebat? Sincer. E ceva? Bă... Două secunde când ne-a luat foc ăla, da? Nu. Da, nu. Ce? Nu, n-am.
Ok? Îți mulțumim din suflet că ai venit. Și eu vă mulțumesc. Oamenii ne pot urmări pe Instagram, Suzy, Facebook, TikTok. Sunt destul de multe. Nu știu dacă era aruncat pe jos sau nu, că-l mâncam. Nu știam sigur. Da, și vedeți că avem un grup de Discord. Porc TV. Să intrați pe el. Și dăm și un voucher de 2000 pe Instagram giveaway, dacă poți, Alia. Deci mi-ai dai lui salariu și îi dai. Deci voucherul tău pe care trebuia să-l primești la final de lună s-a dus. S-a acum, dus. Dacă n-ai vrut să-l dai pe ăsta, aia, lasă că mă broc eu mai puțin luna am viitoare. Am înțeles, mulțumim. Da, mulțumim mult. Salutare, îți mulțumim din suflet că ai rămas până la final, pentru că cel mai probabil ai rămas doar tu. Oricum ar fi, ne-ar ajuta foarte tare să ne dai un share, un like, un comentariu dacă e pozitiv și dacă e negativ, tu până la urmă poți să comentezi. Poți să ne dai follow pe Instagram la por.tv. Avem și TikTok dacă ai sub 10 ani, care se numește tot por.tv.